Cine o înțelege pe doamna Anina, mâna sus, pentru că eu nu mai înțeleg nimic din atitudinea dumneaei. ei. De fapt, înțeleg că nu o place sub nicio formă pe Bia, cu toate că în live e foarte diplomată și spune că e treaba lor, că trebuie să se mai cunoască, dar ați văzut pe materiale ce reproșuri a avut la adresa acesteia. E clar că nu o vede potrivită pentru fiul dumnea ei și cred că acele discuții de la început, dinainte ca cei doi să formeze un cuplu, încă își fac simțită prezența, adică are aceeași părere negativă despre Bia, ba mai mult spunea că nu va participa la nunta celor doi dacă se va întâmpla, că vrea să o voteze pe Bia și vrea să plece și Robert din casă pentru a vedea cum va evolua relația lor în afara casei Mireasa și nu era o glumă. Deci chiar vrea să voteze și publicul decide dacă vor rămâne sau nu în continuare în casă. Plus că indirect a jignit un live mai devreme spunând că nu contează că a fost șefă de promoție și a avut notă mare la BAC. Importantă este și inima și educația și să fie și ea mai stilată, mai diplomată.